Și astăzi putem spune un singur lucru. Cuvântul este real. Iisus a spus că tot ce este scris se va împlini. Vedem toate aceste peceți, toate evenimentele care sunt descrise în Matei 24, în Luca 21, în Apocalipsa. Vedem cum s-au împlinit toate aceste lucruri. Mai degrabă vor trece cerul și pământul, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. De ce cerul și pământul vor trece? Iar cuvântul va rămâne, pentru că cerul și pământul stau pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Ei stau pe baza cuvântului lui Iisus, prin Iisus, pentru că însuși Dumnezeu păzește cuvântul Său. Și chiar dacă unii nu împlinesc, cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Și mulți spun, dar cum tu primești astfel de revelații? Ascultă-mă! Atunci El le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Iisus descoperă cuvântul lui Dumnezeu. De aceea este foarte important să învățăm de la oamenii care cu adevărat aduc rod, care își dedică viețile pentru Hristos și pentru Evanghelie. Și este foarte ușor să verificăm orice viață. Amin.